noi, Partidul Socialiștilor, ne-am expus opinia că ședința aceasta a fost necesar să fie convocată deja ieri. Termenul se duce foarte rapid. Noi înțelegem că partidele care vor să formeze o alianță de guvernare nu s-au înțeles încă, dar sunt niște probleme foarte stringente în societate. Țara intră în nou an fără buget aprobat, fără un guvern care poate să prezinte acest proiect de buget. Noi nu avem politica bugetară fiscală, agenții economici nu știu cum să activeze. Avem probleme în sectorul, nu doar bugetar, în sectorul fiscal, dar și în sectorul bancar. Deci noi am solicitat poziția socialiștilor de a convoca această ședință de urgență. Sigur că noi am solicitat, chiar mâine poate să fie convocată. Azi, sigur că nu mai izbutesc, deci nu sunt niciun motiv că deputații nu sunt pe loc sau nu știu ce. Ședința trebuie să fie convocată, dar decizia aparține președintelui. Noi, comuniștii, ne-am expus că deși mai mult de 3 săptămâni de când a fost ales Parlamentul, oamenii cetățenii Republicii Moldova s-au expus opțiunea electorală, dar Parlamentul nu este funcțional și am reamintit celor care astăzi guvernează că, de fapt, Parlamentul nu lucrează deja mai mult de 6 luni, din iulie anul curent, și aceasta sigur că se răsfrânge asupra situației și politice, și sociale, și economice în Republica Moldova, pentru că și executivul, guvernul, nu este funcțional din vară. Sigur că în viziunea noastră trebuia deja convocat Parlamentul, aceasta este discreția domnului Timofte de a convoca, conform legislației Parlamentului. Mai multe partide din Parlament s-au expus eventual la data maximă, aproape, deci data de 29 decembrie. Noi urmărim ca această primă ședință să nu fie una doar de inaugurare a noului Parlament, dar și în cadrul acestei ședințe să luăm decizii importante ce ține de majoritatea parlamentară, ce ține de funcționarea Parlamentului și de ce nu să discutăm lucruri importante care vizează întreaga societate. Din analiza pe care o avem noi, această dată este data de 29 decembrie. Data optimă este data pe care o să decide președintele. Am avut așa o mică discuție și despre prima ședință. Și președintele a spus că va lua decizia și va emite un decret. Președintele, după aceste consultări, a semnat acum câteva minute un decret prin care a stabilit data convocării Parlamentului, și anume pe 29 decembrie 2014.